Bună ziua și bine ați revenit la Case Bune. În spatele meu și în fața mea e Calea Victoriei. Am venit azi aici să vă împărtășesc informații câteva despre un mic istoric, cum a apărut și de ce se numește Calea Victoriei și mai ales informații despre piața imobiliară. Cum altfel? Victoria este una dintre cele mai cunoscute străzi din București. Dar, dacă nu știați, e și cea mai veche stradă din București. I se datorează existența pentru că domnitorul Constantin Bârncoveanu și-a dorit să aibă o stradă care să facă legătura între moșia sa din malul Dâmboviței, în locul de azi, acolo se află Piața Națiunile Unite, spre moșia de la Mogoșoaia. Așa că această stradă duce după ea aproape toată istoria Bucureștilor din ultimii 330 de ani. În anul 1688, așa cum spuneam, Bârncoveanu a decis să construiască această stradă, iar nu vă imaginați că ea era cu asfalt sau măcar pietruită, nu. Atunci, în acele timpuri, se construiau străzile din bârne de lemn, de stejar. Aveau 8 metri lungime și imaginați-vă cum arătau drumurile. Între bârne erau multe șanțuri pe unde se scurgea apa și trebuia să fii foarte norocos să nu cazi în acel nămol până la brâu și să-ți mai fracturezi și vreun membru. Aceste bârne de lemn se numeau podini, iar la capete ele erau prinse tot cu bârne de lemn care se numeau pe acele timpuri urși. Așa că denumirea de Ulița Mare, pe care Calea Victoriei o căpătase anterior, s-a schimbat în Podul Mogoșoaiei. Acest sistem de construcție de drumuri a existat în București pe mai multe străzi și de aici și denumirea străzilor de poduri. Acest sistem de construcție cu bârne de lemn a datat până în anul 1824, atunci când pe Calea Victoriei s-a pus piatră de râu și viața oamenilor cumva s-a schimbat. Dar nici această piatră de râu n-a fost prea longevivă. Abia în anul 1870 s-a pus aici piatra cubică, pe care uneori o mai găsim și azi pe străzile din București. Aceasta a fost adusă tocmai din Scoția și asfaltul a urmat abia spre începutul primului război mondial. Denumirea actuală a străzii revine acesteia abia la sfârșitul războiului de independență, pentru că în oraș au intrat trupele române și au sărbătorit victoria defilând pe această stradă. Construcțiile au început să apară la final de secolul XVIII și până în perioada interbelică s-au ridicat aici, de o parte și de alta străzii, biserici, hoteluri, mănăstiri, prăvălii, case boierești, magazine de lux, restaurante și faimosul Palat Regal. Dacă e să reamintim cele mai reprezentative clădiri situate pe Calea Victoriei, nu putem să tăiem de pe listă Biserica Crețulescu, care a fost construită în urmă cu 300 de ani, Muzeul Național de Alta României, care se află lângă Palatul Regal, Biblioteca Centrală Universitară din București, Ateneul Român, care este una dintre cele mai faimoase clădiri,
Biserica Albă, Uniunea Scriitorilor, fosta Casă Monteoru, Casa Cesianu, care în ultima perioadă a fost renovată și i s-a redat frumusețea de odinioară, clădirile Academiei Române, Casa Vernescu și, bineînțeles, vestitul Palat Cantacuzino, care azi este Muzeul Național George Enescu și care momentan este în renovare, tocmai pentru ca fațada lui să fie redată Bucureștiului. De-a lungul istoriei, această stradă a fost într-o continuă schimbare. Schimbare care se păstrează și azi, în același ritm. De ce? Pentru că o vedem în fiecare zi. Pentru că sunt pasionată de mers cu bicicleta, parcurg Calea Victoriei de la Piața Națiunilor Unite până la Herăstrău, aproape în fiecare weekend. Și observ aici, în ultimii ani, cât de multe schimbări au avut loc. Dacă e să mergem de-a lungul Căii Victoriei, nu trebuie să fim specialiști, să realizăm că toate spațiile comerciale sunt închiriate și funcționează. Și mai mult, există foarte multă activitate aici, pietonală. De ce? Pentru că primăria a ales de câțiva ani să închidă în weekend aceste străzi traficului auto. Cum sunt prețurile la imobiliare? Dacă analizăm spațiile comerciale și spațiile pentru birouri, găsim aici prețuri cuprinse între 12 euro pe metru pătrat până spre 70 de euro pe metru pătrat. Așa cum spuneam, nu e aproape niciun spațiu comercial liber. Când am încercat eu să fac analiza, să văd dacă aș putea da câteva cifre despre spațiile comerciale libere pe Calea Victoriei, mi-a fost imposibil să găsesc un spațiu liber. Ce am găsit a fost pe străduțele laterale, unde evident prețurile sunt puțin mai jos. Cu cât te apropii de Calea Victoriei sau, dacă vrei, adresă de Calea Victoriei, prețurile explodează. De ce această varietate de prețuri? Pentru că ele diferă în funcție de clădirile în care spațiile sau birourile sunt situate. Există, nu ascundem asta și știm asta cu toții, foarte multe clădiri care au risc seismic. Există de asemenea și clădiri care au fost restructurate, renovate și arată foarte bine, au fost redate Bucureștiului. Și aceste prețuri și aceste caracteristici ale clădirilor se reflectă și în prețul apartamentelor de închiriat pentru rezidențial. Și dacă îți dorești să locuiești în centrul orașului, să ai acces la tot ce poate să-ți ofere acest centru, atunci trebuie să scoți din buzunar pentru cea mai mică unitate locativă aproximativ 150-180 de euro, care înseamnă o garsonieră, spre două camere, care înseamnă 400-500 de euro. Dacă ești o familie cu un copil sau sunteți doar voi doi singuri și așteptați un copil și vă doriți cu adevărat să locuiți în centru, bugetul trebuie mărit. De la 500 spre 900, chiar 1000 de euro. Acestea sunt apartamente cu finisaje medii, case normale le-aș numi. Dacă ne gândim la lux, bugetul automat crește. De la 500 de euro pentru un studio, către 2300-2500 pentru un apartament de 2 sau 3 camere. Dacă ți-a plăcut acest material sau doar ți-am dat o idee despre un subiect legat de imobiliare și ai vrea să-l dezvoltăm împreună, contactează-mă. Altfel, dacă ți-ai dori să locuiești în centrul orașului, cei din echipa Optimus îți pot oferi ajutor și consiliere. Până data viitoare, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și urmărește-ne pe Case Bune!